Stejar, arborele vieții, și totul începea în jurul lui. De mult, în timpurile vechi, pe când se credea că stâlpii vii, arborii, stăpâneau prin rădăcinile lor lumea subpământeană a duhurilor, pe când la indieni, egipteni și nu numai, cosmosul era înfățișat ca un pom uriaș al vieții, la creștini, Hristos pe cruce devenea prin jertfa lui arborele ce își îmbrățișa lumea. La 20 de kilometri de Vâlcea, despărțită de mănăstirile Surori, Surpatele și Govora, bisericuța veche a mănăstirii dintr-un lemn a fost construită chiar pe locul stejarului, despre care se spune că purta în scorbura sa, precum o mamă în pântece, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, lucrată în bârne groase de stejar, încheiate în coadă de rândunică, înconjurată la exterior de un brâu în torsadă. Biserica devenea martora onestă a unui timp mai curat și mai împăcat cu oamenii. Bisericuța dintr-un lemn a fost ridicată în secolul al XVI-lea pe aceste locuri din lemnul unui singur stejar secular. Tradiția spune că un pusnic a găsit în scorbura acelui stejar secular o icoană a Maicii Domnului, icoana de fapt făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Din icoană, el auzea în repetate rânduri glasul Maicii Domnului spunându-i: dorința mea este ca tu să zidești o bisericuță în cinstea mea. Despre icoana asta vorbește și călătorul străin Paul de Alep. Sigur, la 1600 și... Între anii 1653-1658, diaconul Paul de Alep îl însoțește pe patriarhul Macarie al Antiohiei în călătorile sale prin țările române. El notează acest lucru, chiar acest fapt, că pusnicul ridică din trunchiul, din stejarul acela secular, ridică bisericuța dintr-un lemn. Măicuță, vin mulți credincioși aici la mănăstirea dintr-un lemn? Vin foarte mulți credincioși și cred că în primul rând îi atrage liniștea care este aici la bisericuță. Foarte multe persoane spun că simt un har deosebit și o liniște dincolo de fapt de liniștea aceea exterioară. Probabil că acest har a ținut în picioare mănăstirea, biserica, cu siguranță, ani. Cu siguranță, și harul acesta este dat de rugăciunile maicilor care s-au făcut de-a lungul atâtor secole. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine și mă ascultă. Mâhnit m-am într-o îngrijirea mea și m-am tulburat de către glasul vrășmașului și de necazul păcătosului, că a bătut asupra mea fără de lege și în mânie m-a vrășmășit mie. Inima mea s-a tulburat într-un mine și frica morții a căzut asupra mea. Pecetluită de Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu, iar mai apoi de Ștefan Cantacuzino, biserica este odor și jertfă. Palatul Stăreției, vechi de mai bine de 300 de ani, în stil brâncovenesc, cu bolți semicilindrice și stâlpi solizi de susținere,
ascunde două beciuri mari, dar ceea ce lasă la iveală, cu discreția parcă a unei fecioare curate, este fresca fără asemănare de frumoasă. Se spune că acest cuvânt, frescă, vine din italiană, este un derivat al cuvântului care înseamnă proaspăt. Și fără să vreau, mă gândesc la prospețimea Maicii înfățișoate nouă în aceste fresce, căreia poetul Sandu Tudor închina aceste versuri. Maică fecioară, prospețimea noastră a dimineților de vară. Maica Domnului Oranta, înconjurată de arhanghel și sfinți. Zidul de piatră trebuie să îmbrățișeze perfect, ca în sărutul lui Brâncuș, tencuiala și culoarea, încât ochiul privitorului să poată surprinde efectele subtile de adâncime și lumină. Maicuță, ce ne puteți spune despre icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea dintr-un lemn? Icoana făcătoare de minuni este icoana pentru care a luat ființă, de fapt, întreaga mănăstire. La începutul secolului XVI, atunci când a fost descoperită icoana, în cinstea ei s-a ridicat mai întâi bisericuța dintr-un lemn și apoi, de-a lungul atâtor secole, s-a extins, devenind mănăstirea dintr-un lemn. Icoana, deși a fost găsită în secolul XVI, în scorbura acelui stejar secular, din materialul căruia s-a ridicat bisericuța, este mult mai veche, se pare că este una dintre cele mai vechi icoane de la noi din țară, pentru că fiind studiată de-a lungul atâtor secole, specialiștii au datat începând cu secolul IV până în secolul XVI. Dar mai mult decât atât, ea este valoroasă prin faptul că de-a lungul din secolul XVI, de când a fost descoperită și până în zilele noastre, s-au petrecut nenumărate minuni. Deci asta s-a dovedit. Vă întreb, vin oameni care dau mărturie despre binefacerile icoanei? Da, sunt nenumărați și cam toți pelerinii care vin, credincioșii care vin din toate colțurile țării și nu numai, vin în mod special pentru icoana făcătoare de minuni, pentru a se închina cu credință, dar și pentru a mulțumi pentru minunile pe care le-au simțit și pentru împlinirea tuturor cererilor. S-au întâmplat nenumărate vindecări și noi știm doar o mică parte dintre minunile multe care s-au petrecut de-a lungul atâtor sute de ani. Sunt în muzeu, într-o vitrină, expuse o parte dintre mărturii, aceste mărturii pe care le-au adus credincioșii de-a lungul timpului ca semn de mulțumire la icoană. Atunci când icoana făcătoare de minuni a fost îmbrăcată în argint, în 1812 până în 2002, timp de aproape 200 de ani, credincioșii obișnuiau să aducă aceste mulțumiri, aceste obiecte, fie din argint, fie din aur, ca semn de mulțumire, care erau atârnate de ferecătura de argint. Însă după ce a fost scoasă ferecătura, din 2002 până în zilele noastre, a fost restaurată și acum aceste obiecte sunt depuse într-o vitrină în muzeu, care stau ca mărturie ale minunilor care s-au petrecut. Sunt diferite forme în miniatură, mânuțe, piciorușe, ochi și multe alte obiecte, probabil reprezintă vindecări care s-au petrecut de-a lungul timpului. Sunt câțiva credincioși care au mărturisit că, deși au fost pentru prima dată în fața icoanei, au simțit o putere foarte mare și au îngenunchiat, neștiind că de fapt este icoană făcătoare de minuni, dar i-au simțit harul. Grija și iubirea maicilor se fac simțite în fiecare colț. Nu întâmplător, acest loc consemnat în secolul al XVII-lea de Paul de Alep, mai apoi la un secol distanță de mitropolitul Neofit, iar în secolul al XIX-lea de poetul Grigore Alexandrescu, le trezește interesul. Doar dacă ne gândim că aici era un loc de popas și odihnă pentru domnitorul Constantin Brâncoveanu și vom avea o înțelegere mai profundă și mai onestă.
Chiliile împrejmuiesc incinta inferioară de parcă ar fi niște soldați de strajă. Și dacă la început ele înconjurau biserica din toate părțile, pe vremea când Oltenia se afla sub stăpânirea austriacă, ele apăreau menționate în hrisoave ca fiind așezate doar la sud și la vest de mănăstire. Fiecare chilie, fiecare om, fiecare floare, cu poveștile lor. Dar parcă oglinda mănăstirii dintr-un lemn o arată ca fiind cea mai frumoasă din țară.